Aflate la cea de-a 14-a ediție, Zilele Mondiale fără telefon mobil se desfășoară cu scopul de a îndemna oamenii să reflecteze la modul în care tehnologia modernă a schimbat obiceiurile de comunicare. Astfel, pe parcursul a 3 zile, 6, 7 și 8 februarie, utilizatorilor li se propune să renunțe la folosirea celularelor sau să reducă numărul convorbirilor. O propunere greu de urmat în zilele noastre, după cum o afirmă mulți dintre giurgiuveni. Cât de important este telefonul pentru tine? Foarte important. Ai putea renunța măcar o zi? Nu. De ce? M-am învățat să-l butonez, să sun familia. Te consideri dependent de telefon? Da. Zilele acestea sunt zilele mondiale fără telefon. O să le respect. Vei încerca? Încerc. Ceva normal. Sunteți dependent? Nu. Telefonul este foarte, foarte important. Nu mă pot dezlipi de telefon. N-ai putea renunța nici măcar o zi? N-aș putea renunța. Chiar am avut o mică problemă zilele trecute cu telefonul și m-am simțit ușor după altă planetă fără telefon. Foarte important. Util. Zilele acestea sunt zilele mondiale fără telefon. Fără telefon? Nu știu dacă aș putea să renunț, aș face tot posibilul, într-adevăr, este ușor nociv și telefonul, dar nu putem să ne dezlipim de el. Inițiatorul evenimentului este scriitorul francez Philippe Marceau, autorul primului roman scris sub formă de SMS. Începând din 2004, inițiativa sa a fost instaurată pe 6 februarie de Sfântul Gaston, nume care apare într-un popular cântec francez din anul 1970 în interpretarea lui Nino Ferré. Monsieur Gaston s'occupe du téléphone. Atașamentul de celulare a făcut subiectul multor cercetări. Una dintre ele arată că foarte mulți adulți petrec mai mult timp vorbind la telefonul mobil decât discutând cu partenerul de viață.